Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi pe Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul. Cu acest prilej și-a sărbătorit hramul Biserica Parohiei Schitu Frumoasa din județul Bacău, singurul locaș de cult din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, ocrotit de Sfântul Întemeietor al Mănăstirii Marea Lavră din Muntele Athos. Credincioși din satul Schitu Frumoasa și din împrejurimi au participat astăzi la hramul Bisericii Sfântul Atanasie Atonitul. Sfânta liturghie a fost săvârșită la noul altar de vară al locașului de cult de un sobor de 28 de clerici, sub protia părintelui protopop Costel Mareș, care le-a vorbit credincioșilor despre legătura satului Schitu Frumoasa cu Sfântul Munte Athos. Astăzi, Sfântul Atanasie Atonitul ne-a chemat pe toți, ne-a adunat aici pentru a ne înălța pe muntele cel al darului Duhului Sfânt, muntele duhovnicesc al mulțumirii pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate prin Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Mulți dintre noi avem evlavie pentru Sfântul Munte al Athosului. O parte dintre noi ne-a vrednicit Dumnezeu să ajungem acolo și să ne împărtășim din bucuria sfinților care ocrotesc Sfântul Munte și aici, desigur, Maica Domnului, în primul rând, cea care este ocrotitoare a Sfântului Munte, dar și bucuria tuturor celor care viețuiesc cu evlavie acum în zilele noastre în acest loc binecuvântat de Dumnezeu și ocrotit de Maica Domnului. Dacă nu am ajuns până acum o parte dintre noi, iată, a venit Sfântul Munte la noi prin sfinții săi, prin Sfântul Atanasie Atonitul. Biserica Sfântul Atanasie Atonitul a fost construită la inițiativa părintelui Nicolae Pântea, preot slujitor în Halkidiki, Grecia, fiind sfințită în anul 2008 de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.